fost așa plat cum spune despre un îngător, dar se vede într-adevăr că lui nu e griburi, da, nu e... Vedem câte visă detalii florale. Deci au fost spălat pentru prima dată în 300 da. De ani. Și ce vârstă are? Este din secolul 18. Vezi că eu nu văd inscripții. Păi, am ascuns. Ați ascuns. Este pe versul. Aha. Da, este legat de participarea la expoziția de la Budapesta. Probabil. Probabil, da. Aici mai e bine. Mai este o zvastică acoperită. Da, e interesant. Ah, doamna acolo. În partea asta, la altă, și nu e acoperită. Și ce scrie? 1914? Ceva, Hermannstadt sau ceva de genul ăsta. Muzeul Hermannstadt, da? 1914, adică ca să știe unde să returneze, probabil. Da. Cum spun? Muzeul, mucovarele noastre trimise la Budapesta au rămas acolo, ca urmare a izbucnirii războiului. În timpul războiului au fost evacuate și alte bunuri aflate în primejdea de a cădea în mâna inamicului, respectiv a trupelor române. Ele au fost returnate după încheierea primului război mondial, undeva către jumătatea anilor 20 abia. În contextul negocierilor privind pacea cu Ungaria s-au purtat discuții multe și vis-a-vis de bunurile culturale, nu numai ale muzeului Bruffenthal aflate pe teritoriul Ungariei, ci și a altor muzee sau a unor bunuri ale altor muzee ajunse în mâna altor trupe, de exemplu în cazul tablourilor de la Muzeul Banatului ajunse în mâna trupelor sârbești.